Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou draft. Încerc să fac o echipă magică cu cât mai multe carduri footies. Cum am obișnuit vara asta, am avut o tonă de carduri senzaționale pe final de FIFA. Ne pregătim de EAFC, deci cu un nou hiperdraft. Dacă vrei să cumperi coins, intră pe fifacoin.com, unde în acest moment sunt bonusuri pentru precomenzi la EAFC24 și poți folosi codul TO pentru 5% reducere. Linkul este în descriere. Și hai să facem echipa magică, că nu mai sunt coins. Dau faliment în curând, like acolo, mă, pentru că dau faliment. Hai să faci și de cât mai multe, ai pe ele. Sunteți gata oare de ei fece? Dacă sunteți gata, like, mă. De pe 22 abia aștept să lanseze Ultimate Edition-ul ăla. Să pornim în forță, 15.000. Și avem 3-4-3 flat, 4-2-2-2 și 4-3-3 cu vârf fals. Hai cu ăsta, cu CF. CF-ul, dacă e vreun Dybala 98, ceva. Mamă, ar fi magic, un Pele 99. Bine, asta îmi doresc, să vedem ce va fi. Lucas Moura, center forward. Hai, Dybala, tată, unde ești? Tot cu Pușcaș, cu Hulit, cu bătrânii. Am avut draft-uri cu Hulit și Pușcaș. De neam plictisit. Vine Jack Grealish, oho, primul footies. Care rupe cluburile când are timp liber. Jack Grealish, 96. E într-adevăr un card care stă în full cam, indiferent ce echipă facem. Bun jucător. Merino și Barella. Hai să luăm și Merino. Dar nu sunt tot mai mulțumit de el, că nu e cine știe ce momentan. Și aici vin Marțial și Ture. Și o să luăm Marțial, oare? Na, Ture, bineînțeles, 97, direct footies hero, senzațional jucător. Tot tematic așa de Manchester City, precum Grealish. Iar pe CDM, Makelele și Tchouameni. Makelele sau Tchouameni? 94, Tchouameni. O riscăm. Riscăm. Încercăm să luăm jucători cu ratingul cel mai mare. Asta ar fi planul. Cordoba, dacă vine, îl pierdem pe ăla mare de tot, care n-ar mai veni deloc. Hai să luăm Stones de data asta. O să așteptăm Cordoba-ul mai bun. Și la fel aș face la Carvajal, sincer să fiu. Deși e foarte potrivit la 88 acolo, nu știu, 88 e bun. Hai să luăm, că nu știu dacă vine la de 96 și e perfect spaniol, Real Madrid, la fix. Varan, care are full, e minunat la 94, rupea cu Marțial. Și cap de vila 95, da, mă, da. Bun, 95 cap de vila. Avem până acum o jumătate de echipă bombă. Thibaut Courtois aici. Tare rău, Team of the Year Courtois. Și suntem aproape în full cam cu 94 rating, asta vrei să vezi. Cu Lucas Moura singurul care n-are full. Asta zic. Și uite pe stânga aici. Cap de vila 95, 94 vara, 96 Courtois. Deci o jumătate de echipă e fenomenală. Pe dreapta însă right winger-ul, CM-ul, CB-ul. Aici trebuie să întâlnim echipa. Dar până acum stăm incredibil. Dacă apare și un right winger, avem full cam și de acolo luăm doar după rating. E Dybala gold, haide, mă. O să luăm pe Ocampos. Nu vreau Dybala decât 98. Frankowski, Benzema 97. Benzema chiar intră în loc de Pușcaș, wow. O să alegem Benzema. Iată cum intră în loc de Pușcaș în full. Superb. Și un 97 clar. Peste 95, un 9, logic. Matematică, like dacă știi matematică, mă. Gabriel Martinelli. Da, nu o să luăm pe Martinelli decât dacă e la bun. Mamă, numai gold de ăștia slabi. Nu mai vreau gold. Un gold să nu mai văd. De Jong 96, iau-te că a venit de la Barcelona. O să-l alegem și pe Frenkie. Ok, încă un 96, perfect. Un 99 vreau. Haide, mă. Îl dă pe Kvara 96 și el. Ok. Hai că avem 3 jucători cu rating foarte bun. Un fundaș central, Araujo, ceva. Haide. E Toko Ekambi stânga, care nu va intra în echipa asta. Deja l-avem pe cap de vilă. Și nu vreau să rămân cu Stones. Nu, nu, nu John Stones. Haide, mă. Jordi Alba. E trist, dar el e. Bă, frate, unde-i fundașul central? Ne trebuia un fundaș central. Mai vine oare ceva sau asta a fost? S-ar putea asta să fi fost. Cion cu 99 la șut. Nu, și mai avem doar un Pușcaș. Ultimii trebuie să fie monștri. Portar de rezervă. Van der Sar 92. Van der Sar. Îl luăm după rating. Ha, bă, numai bombe de aici vreau. Kite Beckham, ok. David Beckham 94. Și mai e și Pușcaș, foarte bună bancă. Dar ne strică Stones, frate, nu cred. Trebuia luat Cordoba. Iar Zabal 84 și se păstrează 94. Ultima oare poate fi CB? Nu știu.
Ia să vedem. Uite că e Luke Shaw. Bă, oare ar da un plus Luke Shaw? Are 87. Dar pe bancă n-avem pe nimeni, oricum. Și mai e Bergkamp, dar rămâne 94 așa și n-avem ce să-i facem. Și am luat cei mai buni jucători, chiar n-avem ce să facem mai mult de atât. Ne mai trebuia altceva acolo. Poate dacă l-am pe Cordova, frate. Nu știu dacă oferea plusul. O să încercăm să o ridicăm cu Luke Shaw, nu știu. Dacă avem ce facem plus. Îl luăm pe el. Și, da, n-avem, avem 94. Da, n-avem full. Bă, frumos pentru o primă încercare aici. Eu zic că mai putem, nu știu, poate o să ne frigem tare. Dar sunt optimist la ce am văzut aici. Am fost extrem de aproape. Eu zic că n-asta e minune. 4-1-2-1-2. Haide, bă. Hulit. Ah, ne blochează postul ăla. Un 90 sau Gerard, 89 la mijloc, dar aș spera la jucători mai buni în primul 11. Hai cu Son. Și luăm Camu mereu. Camu e ăla norocos. Felix, 96. Hai, atacul. Deschide draftul bine. Deschide balul. Erling Haaland. Da, mă, dar 2 de 96. Și al treilea. Tot așa, să fie buboial. E din Natale tot 96. Tripleta de 96. Asta vreau să văd, forță. Și avem 2 pe Premier League. Tot din Natale. Atâția CM buni. 2 s-or găsi pentru echipa asta. Cel puțin sper că se vor găsi. Turam Gold. Oh, nu, hai mă. Benacer sau Fernandez. Oh, Fernandez e bun rău pentru chem. 92. Benacer cu Serie A. Hai să ne riscăm cu Benacer. Până la urmă ne trebuie 95-96 pe aici. Casemiro 94 sau De Jong. Dar ne ducem pe prea multe ligi. O să luăm pe case și sper că am făcut bine. Avem 3 jucători buni de Premier League. Walker 89. Și avem un jucător de la City prin el. Și pe CB niște bestii. Varan sau Kalulu. E Kalulu de la AC Milan. Dar hai să luăm Varan, că rupe. E în full cam acum, Felix stă bine pe Premier League, am prins jucători și atât, Bremer și Danilo. Bremer e bun că e și brazilian, 93, și un Teo Hernandez pe stâng. Bă, e prea frumos să vină Teo Hernandez stângă, în poartă. Era bun și Mike Maignan, oricum îl avem pe Onana, care iată, e destul de bun acolo, Onana, dar e greu cu Camerun. Nu știu dacă avem cum să-l ținem. Mamă, Onana, am uitat care are 5 cu 5, ce bestie, driblează tot. E la Manchester United acum, trebuia să vină ălălalt. Malasia, Zinchenko, ok. Zinchenko sau Caio Henrique, tot brazilian. O să luăm pe Zinchenko, 92-93 rating. Echipa asta e bună. Și în acest moment ne mai trebuie ceva de 98, de 99. Un De Bruyne 99 ar fi fenomenal. Malen. Haide, atacul e acolo. Un CM ne trebuie. Uite-l pe Klaus, 96. Ok, Klaus e bun. 96 pentru echipa asta. Și în acest moment încă e Turam care scade ratingul. Dacă ar veni ceva acolo, uite-l pe Abedi. Mamă, 98 Abedi Pele. Footies Hero Pele în loc de Felix. Și avem 94 direct. Dar trebuie să scoatem Turamul. Dacă îl scoatem, 95 rating. Deci în acest moment suntem acolo. Depinde mult de CM. Un Florenții, tată, dă la bun de tot. Băi, trebuie să dea o dată și o dată. E clar că am nevoie fix de acel jucător și nu-l dă. E scandalos. Dar asta atâtea posibilități să dea. Mamă, nimic. Wan-Bissaka, Hulit, o să luăm și pe Hulit. 93. Banca puțin fragilă în momentul de față. S-ar putea să scadă ratingul în felul ăsta. Un portar, mă. Nimic. Ortega. Ok, Ortega nu e ce trebuie. Și avem 94 rating. Dacă nu dă CM-ul, ne ars. E Campbell, 92. Hai mă, pe CM nu se poate. Calhanoglu, ok, e de la Inter. Uite, plus 4 cu el, măcar atât. Și avem full oare cumva. E greu cu Benacer și Zinchenko. Dacă ar da un Teo Hernandez, am stat foarte bine. Hiero și Zanetti sunt aici. Iar right back era Walker foarte ok. O să luăm totuși pe Fernando Hierro. Scade chemul dacă îl băgăm totuși pe Fernando Hierro. N-a dat bă mijlocaș central. Pele, oh, senzațional. 98 Pele. Mamă, brazilian. A bedit Pele și Pele Prime. E frumos, a, că echipa asta e tare rău de tot. Cei doi Pele. Ambii cu varianta de 98. Mă mir că abia acum au venit împreună, dar
ce tare să-și cu cei doi pele în echipă. Iar în defensivă, un Teo Hernandez ar mai lipsi, care nu vrea să vină. Și pur și simplu n-avem pe nimeni ca lumea. Luăm un antrenor, ar fi bun, cred, de Premier League. E de Serie A, Dionisi. Un olandez. Dar oricum, o să luăm antrenorul de Serie A. E tare că Onana are full cam. Ce echipă! Felix are 80 defending. Bă, o să scoatem pe casă. Îl băgăm pe Benacer pe spate. Felix a bedit Pele. Pele prime din Natale Erling Haaland. Jucăm totul pe cartea atacului să fie spectacol. Și Klaus, care va juca în loc de Walker, că e mult mai actual. Ha, cu primul meci, că sunt entuziasmat pentru echipa asta cu cei doi Pele. Bono. Și acolo apărare cu Maldini, mulți icon. Și cu Di Maria în față, belea rău de tot. Mamă, Erling, bagă. Mamă, Muntele, ce trează, e gol. Ce gol ciudat. Centrarea norvegianului. Lovitură de cap, dar cu poarta goală a lui Di Natale. Și dăm primul gol în felul ăsta. Uite, vine Pele aici. Hai, Abedi. Abedi cu un exterior la Di Natale. Erling acolo, servit el de toată asta. Ce preluare, dar din nou nu e în stare să dea pe poartă. Joao. Benacer. Tot Joao cu călcăiul. Di Natale în spate. E un lob aici și scapă. O degajează cu Joao Cancel. Tot 1-0. Deși avem ocazii peste ocazii. Pasă în centru. Di Natale își ridică balonul acolo. Ce face italianul? Ia spart acolo zona centrală. 2-0. Și oare iese? Da, asta a fost. Câștigă primul meci. Hai cu următorul meci. În următorul meci, suntem al lui Arsenal, dar are coreografie cu Manchester United. Cum vine asta? Dunu bun, Dybala, Ronaldo. Mamă, ce tripletă mișto. Mamă, e gol Ronaldo, ok. Ne-a dat prima bucată. Dacă atacul ăla te aștepți puțin, probabil că va fi mult mai complicat, o să luăm ceva goluri. Dar avem cu cine să dăm, avem numai jucători tari de atac. Di Natale, de mai trecea și cu revers elastico, era zeul. Mamă, ce centrare bună. Două Ronaldo. Și n-am făcut schimbările, nu știu, am uitat de schimbări. Am luat deja două goluri, o să fie greu rău. Aoleu, ce am zburat. Nu se poate, mă, mi-a zburat fundașul acolo, alunecat pe lângă jucătură de atac. E genul ăla de meci în care ai un start horror și după aia trebuie să-ți dai viața ca să revii. Am mai avut de-asta. În ce prost, pentru că și jucătorii se plasează prost și parcă sunt de lăsători așa, după aia își revin. Uită-l pe Erling, trage Erling la scurt, 3-1. Și de aici să vedeți că facem fotbal șampanie. Pele, bine. Di Natale. E întâmpinat de Vidic, îl împinge incredibil acolo. Dă Felix cu capul. Încercăm să o recuperăm, dar nu putem. Foarte bine aici, haide Felix, vă lasă să treacă. Di Natale cu Pele. Di Natale în care o fake shot bun, șut în forță, 3-2. Hai că aproape că egalăm, cred că până în pauză putem să o facem. Bine aici Pele cu Di Natale, 3-3. Bineînțeles că s-a făcut 3-3. Era clar, pur și simplu am văzut meciul ăsta de atâtea ore cât nu mai e nicio surpriză. Uite pe Pele. Pele. Opa, hai că a preluat-o. Cum ne cum a preluat-o. Pele, ce trecere. Cât calm acolo. Trimite mingea direct în poartă, pe 4-3. Și am revenit în meciul ăsta de la 3-0. Dar startul ăla, nu știu ce a fost cu el. Bine aici Di Natale, scărița promisă. Din păcate, mingea până la urmă prinsă de Rulli. Bine, mă. Pasele rapide, Felix. Asta e. Ăsta e sistemul 4-1-2-1-2. Când ai jucători ăștia 96+, poți pasa într-o viteză răsunătoare. În felul ăsta facem 5-3 și am putea chiar să marcăm pentru 6-3 și să o închidem de tot cât de curând. Mamă, Dybala a scăpat. Ok, 4-5. Marchează după foarte multă vreme.
N-am mai văzut partea din startul meciului. Dybala 98. Ce jucător. Bună, Minci. Erling îl are acolo pe Dinatale. Vine centrarea. Simplu. 6-4 și cu ce stil trimite Dinatale. Di Maria 6-5 într-un meci 2 de poveste de care trecem, că avem forța ofensivă mai bună. Meciul 3, trofeul Champions League, la Supercupa, ce fi Alaba acolo. Courtois, Gerrard, Smolare cu Mbappé. Pot fi periculos și sunt doi în echipă. S-ar putea să avem un meci mai greu. E Messi și Dybala. Dacă e Dybala 98, oficial au echipa clar mult mai bună decât anticipam. Vine Haaland. Haide. Erling. Pac. Vine ca trenul, dar degeaba, că e Alaba foarte sigur pe el. Natale, stopul său, pasa și vine golul. Pele scrie. Pele e foarte constant, întotdeauna bun acolo, apare când trebuie și deschide scorul meciul ăsta, dovadă că e ce trebuie pe postul de cam. O, recuperare. Erling. Bine, nu ne grăbim aici. Di Natale scapă acolo de marcajul pe care îl avea și este 2-0. Erling, măcar să fugi. Nici să alerge nu mai poate, ca altă dată. Acum Abedi trece. Abedi Pele! Ce le-a făcut? Abedi! Mai tare ca Pele însuși. Rupe Abedi de 98. Mamă, bine, bă! Oh, ce plasament! Ce pasă rapid de zonă centrală! 4-0! Îi decimăm pe băieții ăștia. Dybala. Molarec, e gol. Hai că e 4-1 și am mai văzut reveniri. Așa că nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Ah, ce prostii fac Onana. Am zis eu să fim atenți. Dar uite ce am făcut acolo. 4-2. Haide, mă. Cu pas. Și e gol. 5-2. În sfârșit, un gol pe care îl dăm de la 4-0 cu ace. Ne-am tot chinuit să marcăm golul 5 și uite că se întâmplă într-un moment bun. În minutul 85 s-au gândit, băi, nu mai are nicio șansă să dăm 3, gata, suntem în final. Momentul final e cu Kebab Connection, numărul 1 pe nume, sigur. Trapa acolo, Petit, ok. Un atac interesant cu Neuer și Mbappé, dar pentru momentul ăsta nu e echipă special. Mamă, Mbappé, stai puțin că băieții spuși pe treabă. Mbappé direct cu primul gol. Haide. Di Natale. E bună. Erling îl ajută. Pele, preluarea îl cam face, dar are spațiu și dă gol. 1-1. Cum a reușit să dea gol norvegian? Incredibil că nu m-au deposedat. Mamă, ce a făcut Onana? De unde știa că vine mingea fix acolo? E zeul balonului. Uite-l pe Haaland iar. Prima dată când joacă pe dreapta. Până acum l-am jucat pe cealaltă parte. Și ăsta a fost un șut cu timing pe roșu. Dar tot a trimis destul de bine. Iar acolo intră Klaus în oponent. Hai Abedi. Pele către Abedi Pele. Cei doi Pele. Creează golul 2. Suntem în avantaj. Di Natale, din Rabona, cursa lui Erling, e gol, bă, 3-1, de neoprit ca trenul, s-a dus atacantul lui Manchester City. Di Natale, bine, mă. Haaland ajutat de Pele, o dăm cu pasă, simplu, Pele, gol, mă, 4-1 la mișto. Și iată că facem cele 4 victorii cu această echipă demențială. A fost o echipă ultra ofensivă, genul de draft care place mult de tot. Multe goluri, așa, da, like acolo, mă, dacă v-a plăcut acest draft. Rare player spec, am nevoie de ceva din pachete. Bă, este la punctul 0, nu mai avem nimic. Trebuie să ne dea workout-ul. Haide, mă, e toți, ok. Era bine să fie footies, vreau să zic. E aici Molina. Ok. Molina de la Atletico Madrid ar fi de vândut cu 12.000.
Și restul în quick sell, deci ne vin niște coins și mai sunt pachete. Deci drafturile sunt în siguranță. O să mai deschidem și un Prime Mixed Players Pack de la acel player pick pe care l-am deschis, cred că data trecută, de a venit Grealish. Spoiler, dacă n-ați văzut, asta e. Da, ăsta a fost draftul, sper că v-a plăcut. Data viitoare facem un draft cel spectaculos cum trebuie. Cam atât. Pa, pa!